Domnilor, vă rog să luați un loc. Regizorul spectacolului de care tocmai vorbeam, Lucian Nuță, ni se alătură. Bună dimineața, domnilor! Bună dimineața! Bine ați venit la Neața. Mulțumim de cântare. Avem o zi mai, am discutat puțin înainte, mai zen așa. Suntem în lumea noastră și s-a potrivit perfect ce am auzit cu feeling-ul nostru din dimineață. Avem la Sala Palatului pe 18 noiembrie la ora 19 o gală, nu e un spectacol. Gala Music, ediția a doua. Ediția a doua. Așa, a mers bine, înseamnă ediția ediția a mers foarte bine și urmează ediția a doua pe 18 noiembrie. Spectacolul se numește Seara Vocilor de Aur. Este justificat acest titlu pentru că avem o distribuție de excepție. Angela Simile, Ovidiu Comornic, acompaniați de OK Band. După aceea, în spectacol urmează Marcel Pavel, Sandalado și Zoia Lecu, Ileana și Poteanu. Sunt foarte mulți. Florin Piersic, Carmen Rădulescu. Practic Carmen sunt toți, Rădulescu, adică dacă ne apucăm să numărăm. Sunt 22 de artiști, cei mai, o parte din cei mai iubiți artiști, pentru că urmează și partea a doua acestui spectacol, care va fi în primăvara anului viitor, cu cei care... Din păcate n-au putut să fie alături de noi în acest spectacol, mare spectacol. Există public în România pentru muzica ușoară sau încă există public în România pentru muzica ușoară? Surprinde pe toată lumea, dar să știi că există un public foarte, foarte numeros pentru asemenea spectacole. Am văzut ce se întâmplă la Sala Palatului la astfel de spectacole și pe mine unul nu m-au surprins niciodată. Păi eu vreau să-i întreb, există public pentru muzica noastră? Să ne răspundă publicul. Dintre cei de aici, de la fiecare aș putea să cânt cel puțin sau să fredonesc cel puțin două piese. Asta înseamnă că succesul spectacolului e asigurat. Dar nu sunt cam mulți pe o singură scenă? Păi anul trecut au fost mai mulți, anul ăsta sunt mai puțini, dar cu siguranță sunt mai puțini pentru că se va cânta un pic mai mult, pentru că publicul vrea să-i asculte cel puțin cu două, trei piese pe fiecare. Și vreau să vă spun că, vorbeam că dacă există public, vreau să vă spun că biletele se vând foarte bine. Din câte am înțeles, mai sunt bilete, dar nu prea multe, așa că cei care se grăbesc să achiziționeze bilet o pot face și pe internet, o pot online, o pot face și la agențiile Sălii Palatului sau la cele punctele de vânzare. Biletele costă între 60 de lei și 140. 140 sunt cele din față. Dar ne bucurăm nu, că... Nu e ieftin și dacă se vând înseamnă că da. Oamenii... Nu e ieftin, dar vreau să spun că nu există sponsor pentru acest spectacol. Nu vreau să vă spun costurile unui asemenea spectacol. El, regizorul, domnul Lucian Nuță, poate să ne spună mai multe. Sunt niște costuri imense. Nu avem sponsori. O facem doar din ce încasăm încasarea de bilete și... Cu siguranță... E curaj, cu siguranță publicul va fi numeros și îi așteptăm cu drag. Și mai ales că anul acesta spectacolul nu va fi televizat. Anul trecut a fost înregistrat și transmis pe televiziune. Anul acesta nu se va mai întâmpla lucru acesta. Rămânem cu ce vedem pe scenă. Rămânem cu ce vedem pe scenă. Sala Palatului pe 18 noiembrie la ora 19, Seara Vocilor de Aur, ediția a doua a galei. Ne întoarcem pentru...